sunt susținătoarea realizării concursurilor pentru inspectori sau directori. În 2016, cum bine se știe, am declanșat acest proces și îmi doresc și acum să realizăm în același mod numirile pe funcțiile de inspector și director, adică prin contract de management în urma unui concurs. Când credeți că veți realiza acest concurs? Sunt cel puțin jumătate, 22-23 de inspectori care sunt prin detașare acum și majoritatea înregimentați politic, într-un partid sau altul, majoritatea în PSD. Acum, când preconizați? Mandatul meu este unul scurt, dar deschid drumul prin revizuirea metodologiei, pentru că atât sindicatele cât și profesori din sistem au, și directori și inspectori, au solicitat revizuirea metodologiei de concurs și să sperăm că până la finalul anului acesta școlar avem toate documentele puse la punct ca în anul următor să putem intra cu aceste concursuri. Pentru că, să știți, nu este vorba de politizare. Cu mine, să știți, au dat concurs și inspectori școlari generali care erau înregimentați, de exemplu, la PSD. Dar asta nu a contat pentru mine, ci a contat profesionalismul acelei persoane, modul în care a luat concursul. Probabil că vă amintiți, în 2016 toate concursurile s-au desfășurat prin înregistrare audio-video. Deci mai transparent de atât, cu sindicatele de o parte, cu echipa de evaluatori pe cealaltă parte, cred că mai transparent de atât nu se putea face.